Ești bine. Ai 25 de ani, dacă aveai 29, ziceam, bă, du-te, e ultimul tren. Ai 25 de ani. Încă mai poate. La ora asta, la 25 de ani, tu, echipele care te vor, numai că sunt echipe care te iau pe investiții, sunt echipe mari care iau pentru joc. Pe tine te ia pentru joc, n-are nevoie de investiție. La 25 de ani, acum ai puterea. Iar dacă ai fost numărul 1 din generația ta, mai bun decât toți, fii numărul 1 și du-te la o echipă mare de top din Europa, că ai, că poți asta. Și ai zis, da, Nea Gigi, oricum luasem hotărârea, dar vreau să văd și părerea mea ta. S-a potrivit ideile. S-a văzut, da, ieri lipsa lui Șut, cât de important. Bă, Șut este dirijorul. Pare rău să o spun, dar e dirijorul. Avem orchestră, dar dirijorul avem numai unul. Trebuie doi dirijori. Când nu lipsește ăla dirijor, avem nevoie de un alt dirijor. Să vedem, nu știu. Te-am făcut 15.000 și lui Alexandru i-am făcut vreo 12.000, parcă nu mai știu că ne-am mărit cu câteva salarii. Eu i-am chemat să le măresc salarii pentru că trebuie să fie dreptate. Trebuie să fie dreptate și Șut, care e jucător principal, alții au 25-30. Dar săracul cu 15, nu? Așa e frumos, să fie dreptate. Adică să respectăm.